Vezi că vine micul. Domnule primar, care este situația comunităților de rom din municipiul Deș? Cât sunt? În câte locuri? Din păcate avem în 10 locații comunități de rom, unde avem izolați de aproximativ 7-8 zile. Am dispus cu domnul prefect continuarea izolării, în așa fel încât să avem echipaje la fiecare locație în parte, pentru că dorim să ne protejăm restul populației din municipiul Deș. Să ținem lucrurile sub control, în așa fel încât am extras acele persoane infestate ieri seară. În seara asta o să extragem din nou acele persoane infestate care au fost testate și în așa fel încât situația să o putem ține sub control. Primăria face tot ce depinde ea pentru a asigura alimentația necesară, tot ce este necesar acestor comunități să rămână izolate până la rezolvarea acestei probleme și trecerea peste acest moment greu al comunității noastre. Până acum, din ce știți dumneavoastră, câți romi au fost confirmați? Până acum, confirmat la Spitalul Municipal, deja au fost 13 romi, iar cei care au fost testați în urmă cu 2 zile, un număr de 60 de romi, din cei 60 de romi, 24 de romi au fost confirmați pozitiv, au mai fost testați încă 40 de romi și așteptăm rezultatele în această depămasă.